Societatea de Transport Public Timișoara anunță că mâine, 12 octombrie, transportul naval pe canalul Bega va fi suspendat temporar între orele 9:30-14:30 pentru desfășurarea concursului de caia canoe și bărci dragon cu panautic ediția 10-a. Circulația Vaporetto va fi reluată la ora 14:06 cu plecare de la Catedrala Mitropolitană în Amonte. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă invităm să susțineți participanții la competiție, transmit reprezentanții STPT.